Bine v-am regăsit! Marți vom avea parte de vreme mohorâtă. Termometrele vor indica valoarea de 15 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș 16. Pentru Ludu și Ernu sunt prognozate 17 grade Celsius. 16 vor fi în Sighișoara și în Batoș, 15 în Sovata, iar în Stâncen vor fi 13 grade. Și în afara județului nostru, cerul va fi noros, fiind preconizate ploi slabe. În Brașov sunt prognozate 17 grade Celsius. De asemenea, 16 vor fi în Bistrița, 17 în Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt prognozate 15 grade. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 19 grade Celsius. În București, cerul va fi noros, temperatura maximă fiind de 24 de grade. Marți noaptea, cerul va fi noros, fiind anunțate ploi. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de 10 grade, iar în Târgu Mureș 11. Miercuri vom avea parte în continuare de o zi ploioasă. Temperatura maximă prognozată în Reghin va fi de 14 grade, în timp ce la Târgu Mureș sunt prognozate 15. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!